Ziua Națională a României a fost marcată de iubitorii sporturilor prin mișcare. Primăria Reghin a organizat sâmbătă 30 noiembrie a patra ediție a Cupei 1 decembrie la volei și tenis de câmp. Competiția de tenis s-a ținut în sala de sport a Școlii Speciale din Apalina și a reunit 3 echipe. Participanții s-au simțit atât de bine încât au continuat meciurile și după decernarea Cupei. Câștigătorii au fost desemnați reghinenii. Volei și tenis de câmp a fost o altă ofertă a primăriei Reghin pentru a marca Ziua Națională a României. Iubitorii de sporturi au avut ocazia să ia parte la Cupa 1 decembrie, ediția a patra. Competiția de tenis de câmp a avut loc la sala de sport a Școlii Speciale din Apalina. Astăzi, cu ocazia Zilei României, am organizat un concurs de tenis cu participarea a două cupluri numai, din păcate, pentru că ceilalți sunt reținuți de alte probleme, din Reghin și din Sărmașul. Competiția s-a adresat pasionaților de tenis de câmp, celor care și-au făcut un obicei din a-și petrece timpul liber pe teren, în compania prietenilor. Până la urmă, cei din Reghin au câștigat, au avut câștig de cauză, au câștigat cu 6-2, 6-3, 6-4 de fapt. Și în continuare jucăm combinat acum între cele două orașe. Am făcut combinații de jucători, unul din Reghin, unul din Sărmașul și cele două cupluri, așa continuă acum activitatea, în afară de competiție. Participanții la competiție au profitat de ocazie pentru a populariza sportul acesta, care, în ciuda costurilor pe care le presupune, este atractiv. Iar la Reghin există două terenuri pentru tenisul de câmp și zeci de amatori care le utilizează cel puțin o dată pe săptămână.